Ursoaica și-a făcut apariția pe străzile din cartierul Poiana Țapului după miezul nopții. Nu a venit niciodată, de când sunt aici nu a venit. Dar acum a venit prea aproape de ora, să zic așa. Nu, dar uite, cu aici a trecut, așa, s-a dus și mi-a rupt țambra de sus și a sărit peste gard și a intrat în cotie și cu doi pui. Și n-a chemat ajutor, n-a strigat. Și a sărit toți vecinii de aici, de degeaba, ce vin, a visat el ca să zici că să plece. Alertați de câini, vecinii s-au trezit din somn și au sărit în ajutorul bătrânei, însă nu s-au putut apropia prea mult de ursoaica înfometată. Unde, pe unde a intrat? Aici. Știți cât era de mare, aproape până la... până aproape de geam. Uite așa, până aici era de mare. Uite așa. Și doi pui a avut, pui a luat pe acolo. Când a sărit odată, mi-a scumpulit. Așa a încernat aici, uite. Dumneavoastră a trecut prin zonă. Te-ai uitat în partea aia după... Nu m-am uitat, după casă. Să vedem aici. Dumneavoastră l-ați văzut? Noi da, am stat până la 3 după el. Asta e de la ursoaică, e mai mare. Uite, da, da, da. De la ursoaică și asta la întâi de la ursuleț, uite. E mai mică asta. Da, chiar, uite cum se vede. E mai mică asta, uite și colea. Oamenii se tem că urșii vor reveni și susțin că dacă ar fi hrănită cum trebuie în pădure, sălbăticiunile nu s-ar mai apropia atât de mult de zonele locuite. Ce ora 1:10, 1:20, cam așa. Da, dar aici totuși suntem în oraș, nu suntem la marginea pădurii. Da, suntem aici, dar dați seama că urșii vin în pădure, că da, nu au ce mânca sus, nu le pune. Asta e problema. În ultima săptămână, urșii au intrat în mai multe gospodării din Bușteni, omorând găinile din curți și provocând serioase pagube materiale.